Astăzi stăm hâspița, dar primul lucru pe care trebuie să-l facem este să pornim această bestie. Pe spatele pizzei zice că trebuie să încălzim cuptorul la 200 de grade și asta vom face în acest moment. Aici vom seta căldura să vină din sus și jos pentru a încălzi pizza pe toate părțile. La temperatură îi vom da pe 200 de grade, fiți cum scrie pe spatele pizzei, iar la timp 10-15 minute să se încălzească cum trebuie. Iar cât timp cuptorul stă la încins, noi vom desface pizza, să o punem pe tavă și apoi o vom introduce acolo. La prima vedere, pizza arată foarte bine, e foarte încărcată. E foarte încărcată și foarte bună. Blatul foarte pufos. De fapt, ce mai vorbim noi atâta? Hai să o băgăm în cuptor să vedem cât de bune. Ia să vedem noi într-un final cât de bună va fi această pizza. Am băgat direct aici să se facă cum trebuie. Revenim peste aproximativ 15.000 de cum scrie și pe spatele cutiei să vedem cât de bună este. Până când așteptăm să se facă această pizza, apăsați și voi pe butonul ăla de subscribe. Gata, fraților, pizza este gata. Haideți să o scoatem de aici să vedem ce a ieșit. Mamă, cât de bine arată! Mamă, băiatule! Pizza este gata, haideți să încercăm pentru prima dată în viață ce gustare hâți pizza. Ia să vedem, bă, băiatule. E ca reclamă. Mamă! De moale blatul ăsta, frate. Să simte gustul de ciupești. Ia. Mamă, e bun rău cu ciupeștile astea. Filmează aici. Scrieți și voi în comentarii dacă ați încercat vreodată această pizza și ce note ați dat. Fraților, fără nicio caterincă, a fost genială pizza. Nu i-am dat mai mult de 5 minute. S-a devorat pur și simplu această pizza. Băi, cum să îmbină gusturile de ceapă cu șuncă așa. Îți vine bine să-ți mai iei una, mă, frate. Și nu uitați ce aveți de făcut. Apăsați pe butonul de subscribe.